și mă scufund în amintiri, în oceanul de vise, abise și ruri de împliniri. Și vedea film, sunt un regizor căzut în agonie, la fel ca personajele de film din aceea simție. Filmul meu a fost aplaudat, aprecia pentru acțiune. După Colosul din Rodos a fost ca opta minune. Un film cu o distribuție de excepție, nu fac excepții, că filmul meu spira filă cu filă din cartea vieții. Te văd în scaun din televizor, cum te-a prins ca un radiator, când termin socul de la cu drații, ca un terminator. Mă căiesc, e dramatic, un film din trafic vârtugaj. Filmul vieții mele e un film bazat pe curaj. Filmul vieții mele este un film sonor, este alb-negru pe un televizor color. Scenariul este scris în 24 ani din viață, și pe copilărie și restul cu sufletul de gheață. Filmul vieții mele este un film sonor, este alb-negru pe un televizor color. Scenariul este scris în 24 ani din viață, și pe copilărie și restul cu sufletul de gheață. E un bal mascat, toți cu masca de aramă pe față, dar când se dă la arma, ți se citește pe față că totul e schimbat, toți își dau arama pe față. La sentimente tot se transformă în stană de piatră și cauți vinovați, dai vina pe karma. Vrei să atingi nirvana, dar încerci degeaba, nu te ajută nici iguana, nici măcar mama, nici dama, nici măcar serviciile secrete al lui Obama. Drama-i că tu vrei viitorul, dar tingești după trecut, că a trecut prea mult și n-ai ce-ai fi vrut. Ești tăcut, dar sufletul încă vorbește, nu mai iubești, dar inima încă tânjește. Filmul vieții mele e o dramă pură, e o luptă între viață lejere și moarte dură. E vorba despre iubirea de oameni și literatură, de credință în Dumnezeu, dragoste și totuși ură. E filmul compus din versuri de partitură, apar la mijlocul distanței dintre bunătate și secătură. E filmul în care îl aplic tot ce ți-ai dorit, te bagă în trip kit că-ți pierzi cel mai bun amic. Filmul vieții mele este un film sonor, este alb-negru pe un televizor color. Scenariul este scris în 16 ani de viață, 11 copilărie și 5 cu sufletul de gheață. Filmul vieții mele este un film sonor, este alb-negru pe un televizor color. Scenariul este scris în 24 ani de viață, 11 copilărie și restul cu sufletul de gheață.